Bună dimineața din Bulgaria, ne aflăm în stațiunea Nisipul de Aur, iar aici suntem în holul hotelului Admiral, unde ne-am și cazat. Eram chiar la check-in, urma să ne primim camera, iar aici completam niște hârtii, ceva cu datele personale și o declarație pentru COVID. Hotelul este impresionant, este un hotel de 5 stele situat chiar în centrul stațiunii, pe malul mării și din totdeauna mi-am dorit să stau la acest hotel. Iar aici este și piscina hotelului, o piscină foarte mare cu apă foarte curată și o piscină foarte bine întreținută. Din păcate, la piscină au acces și din exterior, nu doar oaspeții hotelului, lucru care mi-a cam displăcut, ca să fiu sinceră. Haideți să facem și un room tour. Aici este baia. Cam așa arată. Avem diverse cosmetice și avem și un duș și toaleta. Aici avem un dulap. O oglindă mare, super bine. Camera este foarte spațioasă. Și este foarte răcoroasă, un pat foarte, foarte mare, un fotoliu. Mai avem aici niște lămpi ciudățele, dar sunt drăguțe. Bagajul nostru. Un televizor, încă o oglindă. Paturile, v-am spus, sunt foarte mari. Și priveliștea nu este una wow, am să vă arăt totuși, dar din păcate a fost ultima cameră pe care am mai găsit-o la acest hotel. Noi am rezervat acum 2 zile și a fost ceva așa din scurt. Aceasta este și terasa, aici avem 2 scaunele și o măsuță. Aici suntem la cină. În prima zi eu mi-am luat ceva rechin, rață, pulpă de rață și nu mai știu ce am avut acolo, că nu am mâncat. Am luat să gustăm din dulciuri, mie mi-a plăcut foarte mult baclavaua, în rest eu nu mănânc, nu mă ating de dulciuri. Iar așa vin tacâmurile ambalate. Este a doua zi de dimineață și am venit la plajă, este 8 și puțin, am mâncat. Așa arată hotelul de afară, este foarte frumos seara acest hotel, foarte luminat. Deocamdată nu a venit nimeni la piscină, dar bine că am luat prosoapele. La acest hotel aveți prosoape gratuite, piscina este gratuită și plaja privată este gratuită, adică nu plătiți șezlongurile și nu plătiți umbrela. Și apa este senzație. Vom sta la piscină și apoi vom merge și la plajă puțin. Mai spre după amiază, după masa de prânz. Neața, am ajuns la micul dejun și mi-am luat aici niște ouă, niște cărnăciori, dar o să mănânc și soțul meu de aici, că nu pot tot. Niște legume, fructe și niște nuci. Și un pahar cu apă și mai târziu cafeluța. Și mi-am cumpărat din Kaufland, au niște cărți la reducere cu 6 lei. Mi-am luat un roman de dragoste, cred, adică sigur, din ce am citit din descriere, pentru că n-am mai citit de mult cărți de dragoste. Astea și sunt și SPF-urile pe care eu le folosesc, în special acesta pentru soțul meu. Astea mai ușurele așa pentru mine, dar îl folosesc și eu pe acesta dacă trec de ora 10, când soarele este mai puternic. Cel mai eficient SPF cu factor de protecție mare, factor de protecție ridicat, mi se pare acesta de la Oriflame, sincer vă spun. Mi se pare că este cel care are cea mai mare eficiență. Și doar pe acesta îl cumpăr de când a apărut. E frumos, arată toaletele, dar uitați-vă cum arată toaleta din hotelul Admiral. Este ca o navă spațială. Suntem într-o altă cameră. Este cam la fel, mă rog, ne-am așezat noi oarecum lucrurile pe aici. Doar că noi am cumpărat, am cumpărat un bilet. Am rezervat o cameră cu vedere la mare
și era ultima de pe booking și în schimb la recepție ieri am primit o cameră cu vedere în spate. Nu știu ce a fost în capul meu ieri, de nu am spus absolut nimic. De fapt, ne-am grăbit să mergem la plajă, am lăsat bagajele în cameră și am venit seara târziu. Seara nici n-am apucat să mă mai pe rezervare, am făcut un duș și am ieșit la plimbare după ce am mâncat. Și azi noapte m-am uitat pe rezervare și știam că am cameră cu vedere la mare, nu înțelegeam care-i faza, ce s-a întâmplat. Și am făcut o solicitare pe booking. Am deschis un fel de dispută în care am menționat faptul că am făcut rezervare pentru o cameră cu vedere la mare și nu cu vedere în spate. Și cei de la Admiral ne-au schimbat astăzi imediat camera și ca să compenseze oarecum situația, mă rog, să se revanșeze, să zicem, ne-au oferit prânzul pentru toată perioada șederii noastre aici, pentru că noi avem demi-pensiune. La Admiral nu găsiți bilete, eu nu am găsit, cel puțin acum, nu am găsit decât cu mic dejun și cu demi-pensiune și am luat demi-pensiune pentru că oricum la prânz nu prea mâncăm, mâncăm fructe, ceva așa mai lejer, nici nu prea poți pe căldurile astea să mănânci atât de mult. Dar ei ne-au oferit prânzul și le mulțumim cu ocazia asta și ne-au schimbat și camera, asta este cel mai important. Avem vedere laterală, dar hotelul este ocupat, este full, e ocupat la capacitate maximă, dar da, este frumos aici. Aici eram la masa de prânz, eu mi-am luat câțiva cartofi prăjiți și niște coaste. Să știți că aceste farfurii sunt foarte mici, sunt ca niște farfurii de tort, să nu credeți că porțiile acestea sunt foarte mari. Deci am mâncat destul de moderat și mi-am mai luat o salată de morcov și sfeclă. Toate tacâmurile veneau ambalate individual și nu puteai să te servești tu, te serveau doar cei de la hotel, dar ce voiai tu să mănânci, aia îți spunea un farfurie. Aici sunt la piscină, sper să mă auziți. Este ceasul 8, dacă nu mă înșel. În spatele meu sunt foarte, foarte mulți pescăruși. Vin să bea apă, nu știu mai exact ce se întâmplă. Ideea este că apa conține clor și nu e foarte ok. Nu știu dacă v-am spus, pe Instagram v-am spus, aici nu. Stăm la hotelul Admiral, în Nisipurile de Aur, acesta este în spatele meu. Acesta este hotelul. Cred că îl știți, dacă ați fost în Nisipuri, sigur îl știți. Dacă ați fost în Nisipuri, sigur știți hotelul. Este foarte frumos, este un hotel de 5 stele. În Nisipurile de Aur este situat ultra central, asta ne-a plăcut foarte mult și are această piscină absolut superbă. Piscina este foarte mare, iar ziua sunt destul de puține persoane la piscină, spre după amiază să zic că vin. Noi am ajuns ieri și... Întorc camera. Noi am ajuns ieri și am ajuns în jur de ora 3. Am stat destul de mult în vamă, nu știu care a fost faza, niciodată n-am stat atât de mult în vamă. În momentul în care am ajuns, doar am lăsat bagajele, ne-am făcut un duș, ne-am schimbat și hop la plajă. Eram nebunit să mergem la plajă. Ideea este că am primit-o cu totul altă cameră față de ceea ce plătisem. Probabil că știți și voi, camerele cu vedere la mare sunt ceva mai scumpe decât camerele standard. Nu știu, cu vedere în spate, spre grădină. Ei, și am primit o cameră cu vedere spre grădină, dar aseară am verificat e-mail-urile și absolut tot. Într-adevăr, plătisem o cameră cu vedere la mare. Am deschis o dispută pe Booking și am trimis e-mail celor de la hotel, undeva noaptea, pe la 12 noaptea. Iar dimineața, în timp ce noi eram deja la piscină, am primit un e-mail de la hotel, cum că își cer scuze pentru cele întâmplate, că au un volum foarte mare și într-adevăr sunt... arhiplini, este adevărat, și că mă așteaptă la recepție să schimb camera și vor să se revanșeze oferindu-ne masa de prânz pe toată perioada șederii noastre aici. Ideea este că, nu știu dacă știți, la Hotel Admiral nu găsiți cu all inclusive, deci nu există all inclusive, există doar mic dejun și demi-pensiune. Eu de câte ori m-am uitat am găsit cu aceste două variante, mic dejun sau demi-pensiune. Noi acum am luat cu demi-pensiune, am rezervat cazarea cu două zile înainte de a veni aici
Și a fost cea mai bună variantă. Mai aveam de ales între acesta și încă un hotel cu all inclusiv, dar nu era pe plajă. Plajă erau destul de puține hoteluri. După cum vedeți, hotelul este situat chiar pe plajă și are și plajă privată. Ce mai pot spune este că aveți parcarea gratuită. Contează foarte mult că și parcarea este destul de scumpă, în jur de 40 de lei pe zi aici în Bulgaria. Noi anul trecut, de exemplu, la Argist Partez am plătit parcarea și mai aveți gratuite și șezlongurile și umbrela pe plajă. Bineînțeles și la piscină, nu se pune problema. Deci aici nu există all inclusiv, există doar mic dejun și demipensiune. Mi-am luat cu demipensiune în ideea în care pe căldurile astea, sincer, nici nu aș vrea să mănânc mai mult. Iar la prânz mai mâncăm o înghețată, niște fructe, ceva. Nu, chiar nu voiam all inclusiv. Dar iată că ne-au oferit și prânzul. Astăzi a fost prima zi în care am luat prânzul. Nu știu dacă o să putem mânca mereu 3 mese pe zi, este foarte mult, dar vedem, ciugulim câte ceva sau fructe. Vă spuneam că noi am ieșit acum să ne plimbăm puțin și am să vă arăt și vouă, m-am gândit să vă arăt și vouă bazarul de aici, din nisipurile de aur și, nu știu, magazinele, ce puteți să cumpărați, sunt foarte multe fake-uri și credeți-mă că sunt niște fake-uri de cea mai proastă calitate. Chiar vorbeam cu soțul meu aseară că, na, cele care ați fost în Turcia, probabil că știți că acolo găsiți foarte multe replici. Însă unele dintre ele sunt foarte, foarte bine făcute. Ei bine, aici cred că sunt cele mai proaste chinezării. Dar, na, nu știu ce să zic, lumea cumpără. Chiar în spatele meu, puțin mai în spate, sunt niște magazine, cele de la parterul hotelului Admiral. Foarte, foarte drăguțe și cu niște lucruri foarte calitative, lucruri de firmă. Și în această perioadă, chiar noi nu am venit niciodată în sfârșitul iulie, începutul august. Și în această perioadă au reduceri foarte mari, chiar și 75%. Am văzut niște lucruri tare drăguțe, dar chiar nu vreau să mai fac cumpărături, pentru că mi se pare că unor cumpăr fără sens. Și aș vrea să mă opresc. Mă uit că în fața mea sunt niște... Piscina de aici seara devine loc de joacă pentru copii. Imediat vă arăt. După cum vedeți, sunt niște bile acolo gonflabile și copiii vin și se dau în acele bile în piscină. Piscina este super curată, super frumoasă, îmi place la nebunie. Unul dintre criteriile de selecție atunci când aleg un hotel este să aibă piscină și să fie pe plajă și, dacă se poate, și plajă privată. Dar aici, oarecum, spre exemplu, anul trecut am renunțat la plajă privată în favoarea frumuseții hotelului Argist Partez. Îmi place și Admiral foarte mult, chiar este super ok. Și da, momentan Bulgaria a fost singura opțiune, pentru că nu, soțul meu nu mai avea concediu, avea foarte puține zile de concediu, stăm aici 5 zile acum și nu prea aveam unde să plecăm așa departe. Nici nu avem vaccin noi și nici nu ne facem vaccin doar pentru un sejur, dar na. Acum vedem ce o mai fi, eu sper ca turismul să-și revină la normal. Haideți să nu vă mai țin de vorbă, vă iau cu mine la plimbare, sper că m-auziți, pentru că nu am microfonul, nici măcar nu l-am la mine. Am promis că am să vă arăt bazarul acesta din nisipurile de aur. Sper să mă auziți, pentru că nu am microfon. Și asta vom și face. Tricouri, multe tricouri, magneți. Ups. Hai. Suveniruri. Băuturi.
Este foarte aglomerație aici. S-ar putea în unele locuri să opresc sunetul, să nu oprească YouTube-ul și s-ar putea să dau și pe speed în unele locuri. Prosoape 20 de leva, adică vreo 50 de lei. Și bineînțeles și prosoape. Ce avem? Cu Bulgaria. Și prosoape Versace. Papuci Dior. Mulți ochelari. Uite, o excursie la Nese Bar. 45 de leva. Unde mai avem? Balcic 50 de leva. Varna 25 de leva. Pescuit 55 de leva. Safari 60. Pirat Party 60 de leva. Aici avem peștișorii aceia care ne fac pedicura, pedicura spa. Am încercat și noi anul trecut, dar nu n-aș mai încerca. Multe, multe, multe fake-uri. Foarte multe fake-uri aici, de proastă calitate. Aici suveniruri tipic bulgărești cu trandafiri, parfumuri. Se vorbește doar românește. Te simți ca în România aici. Aici din nou suveniruri, pălării. Uite și astăzi drăguțenturi. Tricouri Puma, Levi's. Da. Philip Plain. Originale de la mama lor. Uite, Hugo Boss, 10 leva. Uite aici, toate reprezentanțele pe care le vreți, 25 de leva. Carl, Calvin Klein, Armani, Guess. Soțul meu nu vrea să apară în video. A, pe aici n-am fost. Unde l-am? Unde l-am? Ah, hai. Uite, dacă vreți ghiozdane de la Guess. Da, vă dați seama că nu sunt originale, adică se văd de la o poștă. 45 de leva. Adică vreo 110-120 de lei. Cam 120 de lei, așa ar veni ghiozdanul. Uite și aici iar Calvin Klein. Asta de soare. Cât e una? Uite, o apă costă 1 leva, adică 2,50 lei, o apă mică. Thank you. Uite dacă vreți aici 10 leva. Tricou New Balance. Tommy.
device. Uite genți, câte genți avem aici. Mie astea îmi plac foarte mult. Rochițele acestea ca din broderie, așa ceva. Suvenirurile astea sunt 5 leva. Hai să mergem pe cineva, știi? Uite și aici, are genți, portofele, curele. Aici a trebuit să opresc puțin muzica. Vreau să vă spun că acesta este cel mai drăguț magazin din acel bazar. Are niște chestii, cred că aduse de la turci, dar sunt foarte calitative, un bumbac foarte, foarte bun. Sunt și, într-adevăr, puțin mai scumpe, nu sunt replici, nu sunt copii, dar sunt foarte sclipicioase, așa, nu știu dacă sunt chiar pe gustul tuturor. Mie îmi place să mă uit la aceste produse, dar nu am găsit nimic mai decent, așa, să nu iasă atât de mult în evidență. Și nici nu am vrut să mai fac cumpărături în exces, v-am spus și puțin mai devreme. Pentru că de foarte multe ori cumpăr și nu le port. Le las acolo în, undeva cu etichetă. Dacă mi-aduc bine aminte, un tricou era în jur de 200-300 de lei, depinde de model. Însă v-am spus, sunt lucruri foarte calitative, mi-am cumpărat parcă într-un an de aici un tricou și îl am și acum și este de foarte mult timp cumpărat. Aici foarte multe suveniruri din trandafir, din lavandă, sunt specifice Bulgariei, foarte multe săpunuri. Iar prețurile sunt destul de bune, în jur de 3-5 leva pentru fiecare pachetel din acela. Dacă vreți să aduceți mici atenții celor de acasă. Din astea am văzut foarte multe în Portugalia, sunt din plută. Foarte interesante și foarte frumos lucrate. Acesta este hotelul în care noi ne-am cazat. Hotel Admiral este în centrul stațiunii. Acesta a fost și motivul pentru care l-am ales de data aceasta. Iar aceasta este piscina hotelului, care este chiar pe plajă.
și noi stăm undeva pe acolo. Am arătat cu degetul. Dar de fapt v-am povestit experiența Pățania, să zicem, cu camera. Să văd răsăritul și mi-am luat și eu o cafea aici, pentru că la micul dejun deschide la ora 7 și sunt foarte multe persoane pe plajă acum, dar din păcate aceste persoane nu au venit să vadă răsăritul, cum am venit și eu, ci au venit să-și rezerve loc, să-și oprească loc aici la plajă, la șezlonguri. Să știți că doar românii fac asta. Eu, pe unde am mai fost, nu am văzut tehnica aceasta, această metodă, să zicem. De altfel, foarte, dar foarte urâtă. Mi se pare ceva atât de nepoliticos să vii să-ți rezervi loc și nu mă judecați, pur și simplu este, nu este numai părerea mea. Nu mi se pare normal să se trezească cineva la 5:30 dimineața, să vină să oprească loc, să doarmă și apoi, bine mersi, să vină la ora 10 la plajă și să și ia locul în primire. Cum de altfel nu mi se pare ok și iarăși n-am mai văzut, de fapt cred că am mai văzut pentru că anul trecut la Argist partez, da, nu aveam plajă privată și mergeam pe plaja de la Griffith Vista Mar și plăteam acolo șezlongurile. Aici este plaja privată a hotelului și poate sta oricine dorește, adică pot veni și de la alte hoteluri care nu au plajă privată și plătesc aici și stau. Noi stăm gratuit. Dar nu mi se pare normal tu, un hotel de 5 stele, să nu ai niște locuri rezervate pentru oaspeții tăi din hotel. Adică eu veneam la plajă la 8 dimineața, după micul dejun, și credeți-mă că nu mai găseam decât ultimul rând liber, disponibil, la 8 dimineața. Deci toată plaja era ocupată. Este inadmisibil. Sunt foarte dezgustată de această metodă și această... nu știu. Cred că ar trebui să avem niște limite. Cred că ar trebui să avem niște limite de bun simț. Da, deci pur și simplu vin și își agață de aici, de sus, de la umbrelă, își agață ceva, un tricou, o pereche de... kiloți de izmene, nu știu. Măi, dar e foarte, foarte urât. Uite cum ne învățăm și noi să facem lucrul ăsta, pentru că eu astăzi nu am venit cu nimic, recunosc, dar probabil că mâine voi aduce și eu o pereche de izmene să-i agăț în vârf de băți. Dacă nu găsesc locuri, nu am ce să fac. Mâine de la 3 dimineața mă trezesc și vin cu izmenele să le agăț aici în vârf de băți. Nu, este foarte, foarte urât ce se întâmplă și n-am văzut această tehnică, decât această metodă, decât la noi. Deci doar la noi am văzut-o. Bine, spun la noi, la români, pentru că aici suntem în Bulgaria, dar e plin de români. Astăzi, micul dejun, mi-am luat doar două ouă pășate cu bacon, două chifle, sunt foarte mici. Farfuriuța aceasta este destul de micuță, cam cât o farfurie de tort, puțin mai mare, și niște legume. Mi-am luat deja o jumătate de pahar de lapte cald pe care l-am și băut și cam atât. Cea mai frumoasă parte a jobului la Oriflame este că pot să am biroul, uite, oriunde vreau eu. Acum biroul meu este la piscină. Chiar dacă sunt în vacanță, pot să-mi aloc o oră, două pe zi să muncesc pentru visul Această meu. Această activitate super, super frumoasă, mai ales pentru o femeie, care ulterior s-a transformat într-un business real și foarte, foarte profitabil, mi-a adus foarte multe beneficii și independența financiară pe care mi-am dorit-o. Dar nu uitați, ceva, pentru a atinge succesul, în fiecare zi, dar în fiecare zi, în mod regulat, trebuie să faceți ceva pentru visul vostru. Asta este valabil în orice domeniu, nu doar în Oriflame. Și vă spune asta un om care cel puțin în Oriflame a atins succes. Și vă mai spun ceva. Nu mi-am luat nici măcar laptopul cu mine. Tot business-ul meu pot să-l fac de pe telefon și cu telefonul, atâta timp cât mi-am făcut toate campaniile și toate pregătirile pentru seturi promoții dinainte. Restul se face de pe telefon. Și să nu cumva să nu credeți că nu am vacanță. Ba da, din plin, mă bucur de clipele minunate din vacanță, mă distrez, stau la plajă, mă relaxez, mă plimb, fac shopping. Dar o oră, două pe zi chiar pot să fac treaba asta pentru Oriflame. De fapt, nu pentru Oriflame, ci pentru mine. Nu există scuze atunci când îți dorești ceva.
asta, dacă vrei să fii într-adevăr un om de succes, un om independent financiar, chiar nu există scuze. Totul ține doar de noi. În catalogul viitor se va lansa un nou parfum. Este vorba de parfumul Divine. Este unul dintre cele mai îndrăgite parfumuri de la Oriflame, doar că acum va fi apă de parfum cu o concentrație foarte ridicată. El va avea un preț de lansare de 80 de lei, are un gramaj de 50 de mililitri. Este aproape ora 7 și este o grămadă de lume pe plajă și în apă și sunt niște valuri atât de mari și de frumoase. Trebuie să prindem vreme frumoasă și mâine. Aici sunt apartamentele, am înțeles că aparțin hotelului Admiral și se pot închiria pe Booking, dar nu aveți masă inclusă. Aici este un restaurant sub forma unei corăbii, este foarte vechi restaurantul, nu am fost niciodată, dar pare interesant. Uite, înghețate de tot felul. Aici, dacă vreți codițe sau tatuaje. Uite, și aici un restaurant drăguț unde se mănâncă destul de bine. Paste, grătar, se mănâncă și fructe de mare. O leva este cam 2,5 lei, nu? 2,6. 2,6. Cât? Ah, deci aici cam 3. Noi am schimbat în vamă o leva 2,6, deci am schimbat mai bine. Uite ce drăguț e imprimeul la bluza asta. Și costă 21 de leva. Hey you. Thank you.
Aici este hotelul Caliacra. Și puțin mai în față Griffith Vista Mar și Bolero, nu mai știu unde este. Sunt vreo 3 Griffith aici în Barcelona, era să zic. Ce veni cu Barcelona? În nisipul de aur. Marea astăzi a fost foarte agitată, am prins niște valuri super, ne-am distrat, ne-am și zgâriat. Aici este Griffith Vista Mar. Ca să fiu sinceră, dacă te plimbi o oră prin nebunia asta și prin bazarul ăsta, ajungi buimac la hotel, nu-ți mai trebuie nimic. Deci, chiar ajungi buimac. Mă rog, scoici nu sunt dulciuri, dar făcute de tot felul. Dar noi am mâncat la hotel, avem de la hotel. Uite ce roșii mari. Mi se par cam scumpuțe. 4 leva, un paharel mic. 6 leva acestea mai măricele. 6 leva... Cât înseamnă 6 leva? 18 lei, 18 lei un pahar de 250 de grame de căpșuni. Deci aproape 600 de mii kilograme de căpșuni. Este foarte mult. Uite, asta e drăguță, este 38 de leva. Care drăguțică. Și mai văzusem pe aici tot 38 de leva. Și asta este super drăguță. Deci acesta este barul Tutti Beach, în caz că vă interesează. Inițial am vrut doar să filmez puțin, însă ne-am convins și am rămas la această terasă absolut superbă. Atmosfera a fost de vis aici. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult, am fost de vreo 3 ori parcă. Foarte mult mi-a plăcut, iar prețurile erau destul de rezonabile. Un cocktail era în jur de 12 leva, iar un cocktail fără alcool cam 7,5-8 leva. Sucurile în jur de 3-4 leva, iar cafeaua parcă 5-6 leva, ceva de genul. Mi s-au părut foarte rezonabile prețurile, chiar de bun simț. Și nu vă spun cum era atmosfera, se cânta muzică live. Și puteai să simți briza pe malul mării, de vis, absolut de vis. Ok. Iau și plajă privată și restaurant. Din păcate a trebuit din nou să opresc sonorul ca să nu-mi recunoască YouTube muzica. Cocktailul acesta a fost, Doamne, cât de bun! Super, super bun. Aici este și o listă de prețuri, să vă faceți o idee. Cred că este meniul de la restaurant. Nu am mâncat aici pentru că noi aveam masă la hotel, însă am văzut că porțiile erau destul de mari și arătau foarte bine. Și ce mi-am cumpărat din Bulgaria. N-am foarte multe cumpărături, am ceva din beauty și ceva din supermarketul lor. Am să încep cu ce mi-am luat din supermarket. Ne-am cumpărat două smoothie-uri pentru păr. Recunosc că m-a atras foarte mult ambalajul.
De la firma Roses, din câte pot să văd, nu prea pot să citesc eu foarte mult de aba, dar scrie aici. Mască hidratantă pentru părul colorat, cu ulei de macadamia, biotină și pantenol, 400 ml. Recunosc că m-au atras ambalajele, uitați cât de drăguț arată. Miroase bine masca, nu pot să zic că nu, dar nu face nimic, nu hidratează, nu, absolut nimic, deci nimic. Și mi-am mai cumpărat-o pe aceasta cu avocado, ulei de avocado. De aceeași firmă, au costat vreo 40 de lei fiecare, cam multicel totuși, adică ținând cont că nu face ce promite. Da. Și tot de la firma aceasta mi-am cumpărat aceste două creme pentru mâini. Pentru că eu nu am avut nicio cremă în Bulgaria, pur și simplu, nu știu, ne-am uitat acasă. Sunt ok, sunt bune, hidratează. Nu au un miros pregnant, așa că e ok, își fac treaba astea. Astea au fost vreo 20 de lei, una, cam așa. Dar astea v-am zis, nu sunt bune. Cam așa arată ca și textură, dar pe păr nu îmi plac deloc, absolut deloc. Le mai dau o șansă sau le voi folosi înainte de spălare. Le voi pune pe părul uscat, stau o oră, două și apoi îmi spăl părul. Și din Beauty mi-am cumpărat Mi-am recumpărat parfumul Alien Flora Futura de la Mugler. 60 de ml, așa arată, l-am mai avut, este apă de toaletă, dar nu persistă. Persistă cam 3 ore și atât, însă e ok, îmi place parfumul și l-am găsit și la, nu mai știu, 300 de lei, un preț destul de bun. Așa că mi l-am recumpărat. Cam asta am cumpărat eu din Bulgaria. Am pus camera să vorbesc puțin cu voi. În spatele meu este hotelul. Am venit din nou să văd răsăritul pentru că este foarte, foarte frumos. Păcat că sunt foarte multe persoane, chiar și la ora 5:20 dimineața. Sunt foarte multe persoane pe plajă care nu știu cât vin să vadă răsăritul, dar vin să-și ocupe loc la șezlonguri, adică să-și agațe un prosop aici la umbrelă. Am și eu cafea cu mine, cumpărată de aici, de la magazin. Prețurile la magazin, să știți că sunt foarte bune, dacă vă interesează să veniți în Bulgaria. Să vă zic așa o concluzie, știți că și anul trecut v-am prezentat un hotel. Am să vă zic așa o concluzie vis-a-vis de acest hotel, de Admiral. În spatele meu. Este foarte frumos și este destul de ok. Doar că un lucru care pe mine nu cred că mă va face data viitoare să mai vin aici. Oricum sper din tot sufletul meu să nu mai vin niciodată în Bulgaria, vă spun sincer, nu. Nu e ok ce se întâmplă acum în Bulgaria, nu e ok cum a ajuns Bulgaria acum. Recunosc, nu este ceea ce îmi doresc, însă noi nu suntem nici vaccinați și nici nu ne vaccinăm pentru o vacanță. Momentan a fost așa din scurt, soțul meu nu mai avea concediu și s-au legat așa câteva zile, una după alta, 5 zile mai exact, și sper să mai putem veni odată la sfârșitul verii. Niciodată n-am avut o vacanță de vară atât de scurtă, doar 5 zile la mare, așa că sper să mai putem veni, dacă nu asta este. Oricum am stat foarte mult și în Praga, așa că e ok, am avut și acolo o vacanță. Suntem super mulțumiți și recunoscători pentru tot ceea ce avem. Ca idee, vă spuneam că nu vreau să mai vin în Bulgaria, pentru că nu place. Este nu faptul că este foarte multă lume, suntem într-adevăr și în plin sezon, nu faptul că este foarte multă lume, ci foarte mulți români și foarte mulți oameni necivilizați. Vă spun sincer că am văzut unele lucruri care mi-au întors stomacul pe dos, adică nu vreau să vin în vacanță și să văd. Și aici vorbim de chiar și de plaja unui hotel de 5 stele, ca să ne înțelegem. Un alt lucru care nu mi-a plăcut la hotelul Admiral este că atât la piscină cât și pe plajă se permite intrarea persoanelor din exterior. Adică plaja hotelului nu este exclusiv doar pentru clienții hotelului,
Și la fel și piscina, nu este doar pentru clienții hotelului, dacă plătești poți să intri la piscină. Lucru care nu mi se pare ok, ținând cont că totuși este un hotel de 5 stele și se presupune că ar trebui să ai o anumită, nu știu, intimitate, confort. Spre exemplu, ieri ne-au venit, eram la piscină și au venit la piscină, mă rog, o familie de români cu mai mulți copii și se jucau foarte... Bine, ei sunt copii, să ne înțelegem, nu au nicio vină, copiii sunt copii, se joacă, nu știu, nu... În fine. Și se jucau cu niște mingi de baseball, destul de grele, deci nu mingiuțe din aceea de plajă gonflabilă, nu, niște mingi de baseball, se jucau în piscină, în condiții în care piscina chiar era ceva lume. E o piscină destul de mare. Nu odată, de foarte multe ori, deși nu este permis la piscină să te joci cu mingea în apă, chiar nu este permis, scrie ca și regulă. Nu odată, de mai multe ori m-am trezit lovită de minge și eu și mai multe persoane am, într-un final am spus asta copiilor și mama lor până la urmă le-a luat mingea, dar chiar nu mi se pare ok, sincer vă spun. Lucrurile astea nu se întâmplă la un hotel care se respectă din punctul meu de vedere. Una peste alta, hotelul e ok, mâncarea e foarte, foarte bună, foarte gustoasă. Nu au excesiv de multe sortimente, nu vă gândiți că este ca în resorturile din Turcia. Eu una nici măcar nu-mi doresc ceva de genul resorturilor din Turcia. Dar mâncarea este foarte, foarte gustoasă și au niște feluri de mâncare puțin mai bune, mai sofisticate, să zicem. Am mâncat fructe de mare, am mâncat, nu știu, rechin. Întotdeauna au pește la masă, rață, mie îmi place foarte mult rața, am mâncat rață. Da, au niște feluri de mâncare foarte, foarte gustoase. Nu pot să mă vait, noi nu bem alcool deloc, sucuri, au numai sucuri naturale, ceea ce este un plus. Deci nu au sucuri din astea la dozator, au sucuri naturale, fresh-uri. Dar nu fac exces de așa ceva. Camera este foarte ok, nu am așa ce că... să zic. Asta este, ne mulțumim cu ce avem la dispoziție. Îmi pare tare rău, nu știu, sper să se termine o dată cu pandemia asta, pentru că mi-este dor de ce era înainte, mi-este dor de călătorii, mi-este dor de viața dinainte, clar. Eu cred că am să închei acest vlog aici. Astăzi am vrea să mergem la Cap Caliacra, nu știu dacă ne vom duce planul la bun sfârșit, dar vedem. Și cam atât. Eu vă mulțumesc că ați urmărit acest vlog, vă îmbrățișez și sper să vă fie de folos. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi în comentarii și vă răspund cu drag. Vă pup! Pa, pa!